apare mai vie discuția, nu? Da? Da? Bine! Și atunci invităm pe următorul vorbitor la aplauzele voastre! Diana a adus argumente din punct de vedere a unui creator de conținut și ca să încep cu un răspuns, într-adevăr, viața este efemeră. Dar totuși trebuie să avem o bază solidă și să ne bazăm pe anumite lucruri. Și cea mai importantă frază care aș vrea să rămâneți după ce plecați, pentru că așa cum am spus, eu o să prezint din punct de vedere al brandului argumentele, pentru cei care sunteți gardian de branduri sau pentru cei care lucrați în agenție și trebuie să propuneți campanii clientului pentru postări sau stories-uri, cel mai important lucru aș vrea să rețineți că strategia este despre a-ți face alegeri în viață și depinde foarte mult ce alegeri vei face în această viață, pentru că aceste alegeri te vor conduce fie să fii un marketier de succes sau poate te vei întreba de ce nu ești promovat în agenție sau în companie, tocmai pentru că poate nu ai luat cele mai bune alegeri. Și așa cum spuneam că viața, într-adevăr, este efemeră, dar trebuie să ai o bază solidă, cred că toți de aici din sală cunoaștem povestea celor trei purceluși. Ce veți alege? Să construiți o casă de paie, care poate la prima diere de vânt va dispărea, sau doriți să fiți buni strategi și să vă ridicați o casă solidă din cărămidă, pentru că așa face un bun strateg. Întotdeauna face o investiție pe termen lung care să rămână și să dureze. Și nu putem să nu ne întrebăm de ce ai investit într-un conținut efemer care dispare după 24 de ore, care nu poate fi indexat de Google, deci practic brandul dispare după 24 de ore. Și cel mai important și cel mai important atunci când luați această decizie să investiți în posteri sau în stories-uri, trebuie să vă gândiți la eficiență. Și acest aspect este legat de eficiența și de performanța postării publice, pentru că, din păcate, în story-uri, voi, ca și agenție sau ca brand, nu veți putea vedea niciodată performanța acelui story, pentru că cuvintele ca boost, share, reach, likes, comments și chiar și transparența postării nu sunt foarte prietene cu story-urile și sunt foarte, foarte bune prietene cu postările. Așa că nu este o decizie mai bună dacă ai alege într-o campanie digitală în care conținutul să-ți rămână forever în mediul digital. Poate pentru că share-ul de comunitate îți aduce cu siguranță mai multă vizibilitate. Engagement-ul este transparent. Oricine poate să-ți vadă like-urile, share-urile, comentariile. Contentul de brand poate fi indexat, iar ca și consumator, jurnalist sau potențial angajat, colaborator, poți să găsești aceeași postare peste ani de zile. Nu știu dacă știți, dar în ultimele 6 luni, Facebook a schimbat algoritmul și practic îți readuc în feed, îți readuc postări care le-ai avut în trecut. Deci, practic, o postare care tu ai avut-o acum jumătate de an sau poate un an, este readusă în prim plan. Deci, ce veți alege? Veți fi buni strategi să alegeți pe termen lung sau doriți o pală de vânt efemeră? Mulțumim frumos! A început să placă și mie foarte tare! Mulțumim frumos!